Chisas. Bine v-am găsit, stimați telespectatori, invitata noastră e o profesionistă a frumuseții, doamna doctor Dana Jianu. Doamna doctor, frumusețea ce înseamnă? Frumusețea este armonie. Armonie. Este armonie. După mine, frumusețea înseamnă lumină. Caut lumina. Și da? Operez cu foarte multă lumină. Da, da, am da, lumină da, da. Suficientă. Da. Uneori chiar prea multă și asta obosește ochii, dar și aici în studio și dumneavoastră aveți foarte multă lumină. Da? Știți, vă priveam și mă gândeam, sunteți nu un chirurg de urgență, un chirurg care salvează vieți, sunteți într-un fel un chirurg care rezolvă și obsesii, mofturi, capricii, un chirurg la care vin oameni că vor să fie mai frumoși, vor să fie mai tineri. Da, sunt un chirurg care nu salvează vieți. Într-adevăr, nu salvează neapărat vieți, ci salvează calitatea vieții. Hugo spunea, frumusețea este tot atât de necesară ca și utilul. Dar cred că vi s-a întâmplat să vedeți fete superbe, armonie strict fizic, deci luate la centimetru, perfecțiune și totuși becul stins și opace, lumina interioară. Practic și lumina și armonia sunt același concept. Pentru că este o armonie interioară și o armonie exterioară. În momentul în care nu mai există aceeași lungime de undă între eul nostru exterior și eul nostru interior, aici intervine salvator sau reparator, chirurgia plastică estetică. Sau psihiatria. Doamnă doctor, sunteți un om, să o spunem dacă există telespectatori care nu o știu, sunteți un om care ați reușit să construiți ceva. Ați construit în România o clinică. Da. Dar o să ajungem acolo, văd că sărim etapele, doamnă doctor, ce bine că nu suntem la o operație. Da. La o operație trebuie respectați pașii. Absolut. Nu e cel mai greu începutul? Momentul da, când este. Bisturiul se apropie? A fost greu începutul. Atunci când ai primele tale cazuri și primele tale intervenții. Vă amintiți prima operație? Mi-aduc aminte foarte cine bine pacienta care a avut nevoie de o ridicare de sâni. După Revoluție? După Revoluție. Până totul la Revoluție n-ați pus mâna pe bisturiu? Până la Revoluție am ajutat la Spitalul Municipal în secția de chirurgie mare, de chirurgie abdominală. Eu eram studentă atunci și apoi stagiară și imediat am avut parte de examenul de secundariat sau de rezidențiat astăzi cunoscut. Pe vremea comunismului nu te puteai gândi să faci chirurgie plastică. Mă gândeam că voi fi ginecolog sau mă gândeam că voi fi poate chirurg de chirurgie abdominală, dar în momentul în care am putut să aleg chirurgie plastică, am știut că aceea este menirea mea. Vă amintiți prima pacientă? Prima pacientă avea nevoie. Avea mare nevoie să aibă un lifting de sân. Deci avea sânii căzuți. Ești foarte complexat dacă ai așa ceva. Și doamna spunea, doamna doctor, am emoții pentru că este prima dată când fac această operație. Ah. Iar în gândul meu, spuneam, stai liniștită că și eu sunt tot la prima mea operație. Da, dar ea nu știa. Nu, bineînțeles. Am liniștit-o pentru că noi, înainte de operație, noi chirurgi în general, ne știm pașii operației, visăm, știm exact ce vom face. Sigur că apare uneori și neprevăzutul, dar în general am repetat în gândul nostru sau, mă rog, pe caz la sau morgă. Operații virtuale ați operat. Pe vremea aceea nu erau. Eu însă venisem școlită din Germania și acolo repetasem împreună cu domnul doctor Valeriu Popescu, mentorul meu. Domnul doctor Valeriu Popescu exact. A fost am la emisiunea noastră. M-a fascinat deschiderea. Noi nu eram obișnuiți cu acest gen de profesor. V-a lăsat să și puneți mâna pe bisturiu? Absolut. Pe bolnav, după ce ea dormea. Să-l ajut și m-a încurajat. Dar eu, în momentul în care ajungeam acasă, repetam toți pașii, mi scriam, îi revedeam în minte. Eram avidă de a învăța. Am învățat lipoaspirație sau liposculptură. Da. Am învățat augmentare mamară, am învățat reducție mamară, lifting, pe care aici niciodată nu le urechile clăpăuge. Nu. Aici augmentarea mamară și lipoaspirația nu se știa de ele aici. Implantele au venit în România oficial de-abia prin
anii 2000. În 1994, când ați înființat clinica, nu mai exista în România nicio clinică de chirurgie estetică, nu? Ați fost prima. Era o chirurgie estetică, exista, dar nu era suficient de dezvoltată. Era chirurgia nasului, de exemplu, era chiar și chirurgia de reducție mamară, chirurgia pleoapelor, liftingul facial. Însă eu nu am considerat că sunt suficient de adaptate tehnicele sau că sunt... erau la foarte zi, sângeroase. Nu? De fapt, și de drept, nu se cunoșteau foarte multe tehnici. Tehnica de augmentare mamară sau de mărire de sân prin implant mamar nu se cunoștea. Nu se cunoștea deloc. Prima dată, nimeni. Am făcut-o în premieră, dar am fost mâna întâi și pot să mă laud la dumneavoastră, pentru că acesta este adevărul. Împreună cu profesorul Isa, care m-a ajutat, a fost profesor în timpul rezidențiatului sau specializării mele de chirurg plastician. Eram la Spitalul de Chirurgie Plastică, Reparatorie și Arsuri. Și l-ați chemat ca mână dreaptă la primul... Aveam implantele primite la primele silicone, cum s-ar spune în limbaj. Din ajutoare. Au fost trimise pe lângă alte materiale sanitare și o pereche de implante mamare. Prietena... Am zis că sunt bune și acelea. Da. Și o prietenă de-a mea, i-am împărtășit acest lucru, că avem o pereche de implante mamare, dar nu se știa. Eu venisem și din Germania. Și ea s-a pus la dispoziție. Și ea a fost prima. Dacă n-am fi într-o emisiune, aș spune ce nebună. Da, așa. Era o femeie dornică. Acum sunt milioane de femei care au recurs la această intervenție. Dar nu în România. În România aveți idee cam câte sunt? Cred că sunt poate 50.000 de, poate mai multe, între 50-60 de mii de paciente operate de chirurgi români, nu paciente purtătoare. Paciente purtătoare și operate în alte țări ale lumii, cred că sunt mult mai multe. Cred că sunt poate 100 de mii. Statistici nu sunt exacte. Știm doar că din ce raportează companiile care sunt transparente, câteva mii de implante pe an. Asigurările acoperă o parte din costurile operațiilor de reconstrucții? Da, asigurările suportă o pereche de implante mamare în spitalul de stat, să ne înțelegem. Acolo. La clinicile private, nu? Nu. Asigurarea are o regulă. Nu se acceptă bani suplimentari față de cuantumul pe care ți-l dă asigurarea. Deci, practic, casa de asigurări îți asigură doar implantele, dar tu pe lângă implante mai trebuie să desfășori și restul de operație. Deci, restul cazului nu ți-l oferă. Și atunci nu mai există coplată în care și pacientul îi se permite. Vi se pare corect? Nu mi se pare deloc corect. Și de ce nu luptați să modificați? Este foarte greu să lupți cu sistemul birocratic în România. Este foarte greu. Asta o spuneți dumneavoastră, care sunteți un om care știe ce înseamnă să lupți cu sistemul birocratic în România. Mi-aduc aminte, pe vremea aceea, era pe vremea, să le spunem celor care încă nu erau născuți, era pe vremea în care era presă scrisă, erau ziare care apăreau, tot felul de ziare post-revoluție. Și mi-aduc aminte, în ziarele astea apărea poza dumneavoastră și reclama unei clinici de apartament din Piața Amzei. Da. O tânără blondă chema la clinica ei din Piața Amzei și am zis, ce curaj! Întâi o clinică de apartament, apoi o clinică de două apartamente alăturate, la etaje diferite. Și ce făceați? Vorbim de anii 90. Fugeați de la un etaj la altul? Chirurgia era într-un singur etaj și dincolo consultațiile. Niște ani minunați. Au fost niște ani plini de emoții, dar niște ani minunați. De la clinica de apartament din Piața Amzei, acum aveți o clinică de câteva etaje și dacă ne priveți niște copii, ei trebuie să înțeleagă următorul lucru, că dacă învață, că dacă lucrează și 7 zile din 7, cum am văzut că ați avut ani de zile, dacă muncesc din greu și dacă sunt buni, medicina este o afacere și va fi din ce în ce mai mult o afacere. Este un mers al lucrurilor. Exact. Sănătatea va rămâne în centrul preocupărilor omenești cât timp va exista omul. Ca și înfrumusețarea. Și ea va rămâne timpul. Cu diverse metode. A început odată cu zorii omenirii și va continua până când ultimul om va dispărea. Doamne. Vi s-a întâmplat să vă întâlniți cu o femeie pe care s-o găsiți mutilată de intervențiile estetice? Sigur că da. O pacientă disperată care a avut mai multe intervenții cu silicon la buze, deci nu acid hialuronic, care totuși mai are o șansă să se resoarbă, ci silicon.
și siliconul injectat creează reacție de corp străin, încât nu mai putea să mai miște, nu mai simțea toată regiunea gurii. Și cine-i făcuse asta? Mai mulți medici. Aici este vorba și de pacient. Dacă pacientul vede că are niște reacții, atunci de ce s-ar mai duce să mai ceară? Mai mulți medici au tot adăugat silicon? Mai mulți medici au adăugat silicon. A părăsit pe unii care... Nu mai voiau, probabil. Nu mai vroiau și a mers și a găsit, pentru că este și o goană după bani a medicilor. Bine, acum cine vă privește ar spune, îi convine să vorbească după ce și-a făcut plinul. Nu mai sunteți disperată să agățați prima puștoaică care vrea să-și umple buzele. Dar un om care își deschide un cabinet și stă cu el gol 3 săptămâni, nu bate nimeni la ușă, când vine o puștoaică care vrea puțin silicon? Nu este așa. Atunci când am deschis în piața Amzei, au fost săptămâni, dacă nu luni, până când au venit pacienții. Nu suna nimeni. Nu suna. Așa începe orice practică. Nu e ușor, Nu este ușor. Bine, aveam pacienții de la spital, pentru că lucram și la spital în același timp. Și mi-aduc aminte de primul băiat care a călcat pragul. Băiat! Un băiat. Ce voia? I-am retușat nasul. Și a fost o rinoplastie, prima operație în apartamentul din piața Amzei. Și nu e o operație ușoară, nu? Nu este o operație ușoară. A fost mulțumit? A fost mulțumit, a plecat în Canada, nu mai știu nimic de el. A fost mulțumit și practic asta te încurajează și îți dă forță în continuare. Pentru că dacă, așa cum ar spune cineva că mi-am făcut plinul sau ne-am făcut plinul... Bine, aici se pare că niciodată plinul nu e făcut. Tot timpul vrei mai mult și mai mult. Noi ne străduim în fiecare lună să dezvoltăm sălile de operații. Doamne, doctor, numai cine n-a făcut o afacere pe cont propriu nu știe cât stres și cât de greu e să construiești ceva. Și să menții. O cărămidă peste o cărămidă și să plătești niște salarii. Medicina este foarte scumpă. Medicii au așteptări, cei care lucrează la noi. Pentru noi, bijuteriile cele mai de seamă, pentru mine, sunt un nou sterilizator sau un nou aparat de anestezie sau o lampă nouă sau instrumente noi sau să invităm în echipa noastră un alt chirurg de foarte bună calitate. Presupunând că la clinica dumneavoastră, Doamne ferește, n-ar veni nimeni o lună de zile, salariile trebuie plătite, nu? Bineînțeles, absolut. Deci fie câștigați, nu câștigați. Nu s-a întâmplat niciodată să întârziem salariile sau dările de peste 20 de ani. Iată că avem 23 de ani de când funcționăm. Și în același mulți înainte. Mulțumim mult. Viața. Suntem o clinică cu capital românesc. Ziceți suntem, pentru că dumneavoastră sunteți măritat, am văzut, pregătindu-mă tot cu un medic chirurg. Cu chirurgul Ștefan Jianu. Ștefan Jianu, care v-a fost la facultate coleg de grupă. Da. Și dumneavoastră sunteți născută pe 2 mai, iar el e născut pe 7 mai, deci e mai mic cu 5 zile. Exact. Ați refuzat vreodată vreo fată cu buzele umflate care a venit să vă ceară să îi le faceți și mai umflate? Am chiar o pacientă a mea care avea inițial buze foarte subțiri și făcând un tratament după celălalt, am reușit să fac niște buze foarte frumoase, proporționale cu fața ei și venea și cerea în continuu mărire. De și cum i-ați spus? Nu, acum nu. Mai venim, mai vedem peste un an. Și nu s-a dus la altcineva? Nu. Speră ca într-o zi se mai resoarbă din acidul hialuronic și să vină încă un moment fericit în care să adăugăm un plus de volum. Dacă trebuie cineva își poate găsi fericirea și echilibrul puțin acid hialuronic, nu e nicio problemă. Da, așa este. Doar că ajungi la unii să nu poți să te mai uiți. Așa și este. Să nu mai semene cu ei înșiși. Aveți perfectă dreptate. Să nu mai semene cu ei și să semene cu toți ceilalți care au avut aceste injectări. Se pierde din personalitate. Voi porni o cruciadă din toamnă împotriva buzelor pentru umflate? O chirurgie estetică responsabilă. Sunt un chirurg care operează dacă pacientul are cu adevărat o problemă. Dacă, așa cum spunem noi, nu există indicație chirurgicală, eu nu operez. Eu spun nu, este un capriciu și aceasta... Și fiți liniștită că se duce la alt cabinet. Da, ok, sigur, se poate întâmpla acest lucru, dar în sfârșit, de aici eu nu vreau să fiu părtașă la o nefericire ulterioară. Și ar trebui încă să ceva în materie de viciu, să zicem, în ghilimele,
Nu există oprire. Am senzația că cine intră pe panta asta nu e niciodată suficient de mulțumit și nu se mai poate niciodată opri. Dar pacienții sunt persoane aflate sub stăpânirea chirurgilor și a medicilor. Pacienții, dacă și-ar dori, și toți am spune, nu este necesar să transformi un sân foarte frumos, normal, într-un sân. Da. În ceea ce privește operațiile de chirurgie estetică, avem de-a face cu comunitatea de chirurgi plasticieni cel mai adesea. Dar în ceea ce privește injectările, avem o pleiadă de medici care nu neapărat au formarea de chirurgie plastică. Își dau girul transformării urâte a oamenilor în felul Doamne acesta. Doamne doctor, cea mai ciudată cerere pe care v-a făcut-o cineva intrând în cabinetul dumneavoastră, care a fost? Doamna doctor, vă rog să îmi implantați un microfon după ureche. Argumentul era că e într-o meserie unde trebuie să performeze, deci un instrument de ascultare care să devină parte din țesuturi. Dacă ar exista asemenea implanturi, probabil există. Probabil există, deși nu știu exact care ar fi legăturile, pentru că aici trebuie să fie și o parte de tehnică. Noi înșine în viitor vom fi cipați și vom avea un mic implant pe sub piele, bănuiesc că se merge în direcția asta, ceea ce ar fi groaznic. V-ar fi teamă să vă băgați în așa ceva? Nu că mi-ar fi teamă, dar în chestiuni din acestea tenebroase, nu aș consimți să fac asemenea intervenții. Pentru un prozator care vă privește acum și ar vrea să fac un film cu un personaj care e chirurg estetician, care ea însăși a putut fi uneori șocată de cererea unei paciente, să zicem. Mai dați-mi un exemplu. A fost o pacientă care mi-a cerut implant de păr. Eu implant de păr, nu, mie această intervenție nu-mi place foarte mult pentru că e departe de a fi perfectă. Dar nu era vorba de părul de pe cap, era vorba de păr într-o altă regiune, în regiunea pubiană. O femeie serioasă, aflată la 70 de ani, mi s-a părut o cerere, m-a surprins. Până și pe dumneavoastră, care ați văzut atâtea. Așa, era foarte la începutul carierei mele și am întrebat-o, dar de ce totuși ar dori așa ceva? Și răspunsul a fost unul care depășea granița vieții, deci nu era pentru o cochetărie din timpul vieții, era pentru o cochetărie de după viață, pentru a nu fi percepută ca inestetică de persoanele care îi vor face baia dinaintea mormântării. Ca să nu râdă de ea cei care o îmbălsămează? Exact. Este un subiect de cinema ăsta, doamnă doctor. Pentru că ea făcea parte dintr-un grup de femei care îngrijea persoanele care au murit, le spăla, pentru mormântare. Și atunci ea nu dorea să fie obiectul acestor critici. E prisos să vă întreb dacă ați refuzat-o sau nu? A fost un refuz politicos. Nu știu dacă a găsit până la urmă pe cineva. Da, trebuie să fim foarte atenți cum jonglăm cu fericirea sau nefericirea pacientului. Au fost și momente în care mi-a fost foarte greu să duc discuția până la capăt. Și uneori, rare ori, am întrerupt consultația. Nu se poate. Da, în momentul în care pacientul vede în medic un posibil inamic. De exemplu, te întreabă, și eu cum o să pot să vă dau în judecată dacă nu o să fiu mulțumită? Și atunci am spus, dar nu este nevoie să ajungem acolo. Poți să discuți asta poate cu avocatul tău, dar ca să-i opui medicului cu care trebuie să îl inhib în sensul că îl blochezi. Se pune problema litigiului când încă noi n-am început nimic, este de natură să ne facă să întrerupem orice discuție. Doamnă doctor, și să rămânem foarte fericiți. Legea mariajului, știți, separarea de bunuri înainte de mariaj, există. Da, eu nu m-aș mărita cu așa cineva. Nici eu, dar multă lume o face și se pare că funcționează. Intervențiile chirurgicale nu sunt prestări de servicii. Sunt mai mult decât atâta. Contează foarte mult să știi că ți-ai făcut cât ai putut de bine, ți-ai îndeplinit misiunea, fără să te abați foarte tare de la a păstra omul frumos. Apropo de oameni frumoși, doamnă doctor, trebuie să vă spun ceva, ca să fiu cu conștiința împăcată, ca o paranteză.
nu sunt o fană a intervențiilor estetice, nu am pus piciorul în clinica dumneavoastră și sper nici să nu pun. Sunt împotriva intervențiilor directe pe corpul unui om ca să-l faci mai tânăr sau mai frumos. Într-adevăr, să faci un lifting deschis, lifting facial, deschis în sensul cu bisturiu, să tai cu bisturiul, să desprinzi pielea de pe mușchi, să desprinzi mușchiul, să le refaci, să le tensionezi, să le croitorești, să le repoziționezi, să le suturezi în cele din urmă. Conține multă mecanică cu mai mult timp în urmă. N-a fost o operație pe care să o iubesc și nici ea nu m-a iubit pe mine. Dar această intervenție nu este foarte cerută. Aseară, pregătindu-mă pentru emisiune, am accesat lista de prețuri de la clinica dumneavoastră și am înlemnit când am văzut că e 7.000 de euro un lifting. Da, este o operație dificilă, dar este o operație pe care eu nu o încurajez. Există metode mult mai sofisticate de a întineri fața, spre exemplu, chirurgia regenerativă, în care pot să întineresc sau să aduc un plus de întinerire tisulară, deci a țesuturilor, prin metode regenerative. Și țesutul adipos nu este un material de umplutură. El conține celulele acelea stem, celulele regenerative, peste care adăugăm alți factori regenerativi, cum ar fi laserul, de exemplu, sau liftingul vampirului. Ce toate înseamnă liftingul vampirului? Liftingul vampirului, liftingul este un tratament care folosește sângele pacientului, poate de aici vine denumirea de liftingul vampirului, 8,5 ml de sânge, de exemplu, se centrifugează cu un kit special, deci cu un echipament special, și se concentrează plachetele sanguine, care sunt celule care se găsesc în sânge și care conțin foarte mulți factori de creștere, care potențează metabolismul celular. Dar ce vă face să credeți că nu e doar o modă? Nu este o modă, sunt și cercetător. Îmi place care să cercetez. Încă nu s-au văzut contraindicațiile și nu s-au văzut rebuturile. Nu, rebuturile se văd, pentru că orice tehnică, orice metodă poate să aibă și ea complicații. Nu este panaceu universal și depinde foarte mult de tehnică și de metodă. Concluzia, de visul tinereții perpetue, nu, al tinereții absolute, încă nu a fost descoperit. Nu. Și ce-mi povestiți sunt niște timide încercări într-o direcție sau în alta? Nu sunt chiar timide, sunt foarte fundamentate și dacă veți observa frecvența tratamentelor cerute, de exemplu, în Statele Unite, pe primul loc sunt într-adevăr tratamentele neinvazive, iar transferul de țesut adipos este unul din top 5 operații cerute. Și pe locul întâi? Toxina botulinică și acidul hialuronic, dar ele nu sunt chirurgie, ele sunt tratamente, mă rog, să spunem injecționale. Datorită exagerărilor hidoase de care ați pomenit și de care lumea este plină astăzi, cu mărirea de buze exagerată, ostentativă și vulgară. Cum se numesc buzele acelea? Buză simiană, adică buză de maimuță. Seamănă cu niște cârnăciori în orice caz și uneori mai exagerează și colege de-ale noastre, medici sau chirurgi plasticieni, ceea ce mă miră profund, iar dacă ați venit la un congres de-al nostru, sau mai ales congresele de anti-aging sau de medicină estetică, ați vedea exagerări la doctorițe îngrozitoare. Deci iată că este o tulburare în toate mediile. Iar exagerările nu au numai un efect negativ estetic, dar ele pot duce la complicații grave. Câte lume știe oare că un exces sau o tehnică nepotrivită de a injecta acid hialuronic poate să ducă la necroze tisulare, adică moartea unei părți din obraz și mai complicat orbirea. Sunt 100 de cazuri declarate numai în Statele Unite și Canada de la acidul hialuronic, injectat nu neapărat în jurul ochilor, dar chiar și la buze sau în șanțurile nazogeniene. Și are efect asupra vederii? Da, poate să migreze la artera oftalmică și o obstruează și omul își pierde vederea. Deci, noi facem chirurgie plastică, este o psihochirurgie. Totul e relativ, e vorba de relația omului cu el însuși. Dacă ai un nas îngrozitor de mare și de urât sau
pur și simplu niște sâni care te îngreunează și te împovărează îngrozitor. Da, bine, astea nu, astea sunt cazuri extreme. Aceștia sunt pacienții care au indicație chirurgicală, dar sunt și pacienți care au așteptări complet nerealiste. Intră în cabinet Humphrey Bogart și vrea să iasă Claudia Schiffer. Da. Bun, am înțeles. Și pe ăștia cred că eliminați din start, nu-i acceptați. Nu, chiar dacă mi-aduce, știu și eu, fotografia Sofiei Loren sau fotografia lui Marilyn Monroe, încerc să înțeleg și să văd dacă pot să merg în direcția respectivă și să am un dialog rațional, chiar dacă abordarea este una fantezistă sau oarecum la limita eticii și deontologiei. Ați cunoscut aici tot ca o paranteză în paranteză vreun chirurg estetician american celebru? Oh, bineînțeles, sunt mulți și atunci când mergem la congrese putem să-i vedem pe ei, chirurgii operați sau soțiile lor operate, și marea majoritate sunt greu de privit. Da. Spuneți-mi acolo un analog al dumneavoastră, chirurg de succes care are o clinică, cum trăiește față de România? Eu cred că sunt mult mai stresați decât noi, pentru că la noi n-a ajuns o luptă pentru pacienți atât de acerbă precum este în Statele Unite. La Los Angeles este o concurență pe această nișă extraordinară. Și care se manifestă? Se manifestă prin a nu scăpa cazurile, prin a nu lăsa pacienții să plece la celălalt cabinet de vis-a-vis, sau sunt blocuri cu, apropo de clinici de apartament, la Los Angeles sunt blocuri care au multe clinici. E o modă în America, așa sunt în toate specialitățile, exact, am înțeles. Exact, și sigur că am văzut și operații fără indicații și am întrebat, dar de ce? Păi dacă nu operez eu, merge la altul. Mie această politică mi se pare falimentară și complet lipsită de conștiință. Sunt milionari doctorii de succes acolo? Am cunoscut, dar a fost milionar, dar după aceea a avut mari probleme. Tocmai pentru că era așa de milionar și avea așa de mult succes, era unul dintre chirurgii vedetelor de la Hollywood și chiar era chirurgul lui Michael Jackson, îl operase deja de mai multe ori. Era o persoană, Michael Jackson, care nu se putea opri din această dependență de chirurgie estetică și a avut procese chirurgul cu stafful, deci cu asistente din stafful lui, din echipa lui, care văzând că este bogat au brodat acuzații despre limbaj nepotrivit la adresa pacienților pe masa de operație. Da. L-au înregistrat în timp ce pacientul era adormit? Probabil că se bazau pe niște dovezi, dar știu cât de stresat era chiar și când opera. Un alt exemplu, am fost oaspete în casa doctorului Curie, un doctor plastician la Miami, foarte de succes pentru că a dezvoltat chirurgia regenerativă a sânului, în sensul în care a putut să reconstituie un sân după o amputație de cancer identic cu cel sănătos. Doar din grăsimea pacientei. Din țesut adipos, o alternativă la proteza mamară. O alternativă de viitor. Da. Și am stat cu el, o casă foarte frumoasă. Deci un standard foarte bun, dar aș putea să spun că sunt mai neliniștiți decât suntem noi. Sunt multă activitate, pentru că și acolo, dacă avea și mulți copii, 4 copii, toți erau la facultate, avea cheltuieli. Și cheltuieli. La noi e mai relaxant. Da. Aici pacienții nu cer capriciile și toate fanteziile pe care am văzut că le cereau și în Statele Unite și chiar și în țările arabe, unde am lucrat o vreme. La Arabia unde ați lucrat? În Arabia Saudită. Vă plăcea? 2-3 luni. Nu-mi plăcea, pentru că nu suntem, nu rezonăm. Vedeți? Am intrat în hățișul, am intrat în jungla intervențiilor estetice, vampirică junglă, și am rămas dator cu drumul înapoi. Doamnă doctor, dacă ar fi să strângem cei 7 ani de acasă, cum ar fi ei strânși? Eu mă gândesc, bineînțeles, la părinții mei, bineînțeles la Bucovina, de acolo, și bineînțeles la Ștefan cel Mare. Ștefan cel Mare avea ochii albaștri și părul blond și îmi place să cred că este un străbun al meu. Nu mă gândeam în primul rând că era blond și cu ochii albaștri, ci mă gândeam că era mic de stat și iute la mânie și iute vărsător de sânge nevinovat, doamnă doctor. Dar a realizat foarte multe lucruri. Adevărat. Mama ce meserie a făcut? Profesoară de limba română la Suceava. Și tata? Medic, pneumofiziolog.
Deci se ocupa mult de pacienții bolnavi de tuberculoză. În spitalul județean Suceava. Cum îl cheamă? Silvestru Lucuțar. Mai lucrează mama părinții? Profesor de română. Acum are o pensiune foarte frumoasă la Vama, care poartă numele ei. Cum? Lucreția. Pensiunea Lucreția. Pe Lucreția Lucuțar. Da, exact. LL. Deci exact. La facultate ați fost Dana Lucuțar. Lucuțar, exact. O frumoasă că... bucovineancă venită să cucerească Bucureștiul. Da. Ceea ce a și făcut. Să spunem. Oricum, am iubit acest oraș, da, și am simțit că și el m-a iubit pe mine. Deci am avut o copilărie extraordinară. Pe cine ați iubit cel mai pe mult? Pe bunica maternă, foarte mult. Am iubit-o, ea m-a crescut. Cum îi spuneați? Mama Zina, o femeie foarte frumoasă și foarte luptătoare. Ea conducea gospodăria în satul Vama, lângă Câmpul Moldovenesc, lângă în județul Suceava. Acolo ați copilărit? V-ați și născut acolo? M-am și născut acasă? La Vama. Nu, la dispensar m-am născut. Da? Doctorul Lehrer se numea. Doctorul Lehrer din vechea Bucovină. Era zonă cooperativizată? Necooperativizată, de munte. Aveam mai multe proprietăți, unele chiar în vârful muntelui. Cu bunicul meu mergeam în vârful unui munte, unde aveam pășune și trebuia să luăm laptele de acolo și să vedem ce face stâna, avea și stâna. Și bunicul meu mă lua cu el. Nu era ușor, un drum lung de 2 ore de urcuș pieptiș, dar era și foarte frumos. Vedeam toată depresiunea Vamei, Moldova, Moldovița, e o zonă râurile. Culegeam ciuperci, le descopeream, le căutam. Inclusiv trufe am găsit. Știați să diferențiați o ciupercă otrăvitoare de una bună? Mă învățase bunicul meu. Deci am învățat ritmurile naturii și chiar când făceam fânul, de exemplu, cot la cot cu echipa de acolo și eram contra cronometru, poate că venea o furtună sau pentru că venea poate o sărbătoare, dar mai ales apropierea furtunii, când toată echipa trebuie să acționeze sinergic. Acum parcă îmi descrieți povestea cu fânul, îmi descrieți o operație. Da, seamănă. Ați fost vreodată în vreo operație în care să simțiți că trebuie să accelerați și să terminați pentru că vine furtuna? Da. Ați simțit asta vreodată? A fost sigur. Trebuie doar să faci repede și bine, mult mai repede și tot atât de bine precum o faci când nu ai o presiune. Presiunea asta că vine furtuna, ce înseamnă de pildă? De exemplu, te anunță anestezistul că poate să dezvoltă niște extrasistole ventriculare. Care ce înseamnă? Că inima dă semne. În sensul că poate să existe o activitate mai intensă, dar în afara ritmului normal, și care eventual este mai greu de controlat. Și atunci, pe de o parte, drogurile anestezice sunt reevaluate și intră în joc toată priceperea anestezistului și, pe de altă parte, chirurgul care trebuie să efectueze intervenția cât mai rapid sau eventual poate să închidă și să continue ulterior. Bine, sunt cazuri extreme. Ne întoarcem în Bucovina. Un copil muncitor, energic. Tatăl meu dorea foarte mult să fiu foarte bună și să duceau lupte grele când îmi făceam eu temele, pentru că mereu vroia să fiu mai bună. Mi-a rupt de multe ori paginile pentru că nu erau prea bine sau perfect scrise. Deci tata a vrut să facă din dumneavoastră un adevărat soldat. Să... Da, cred lui Ștefan cel Mare. Am mers mult pe ideea să fiu foarte bună, la plăcută. Spital vă ducea tata? Am fost foarte mult la spital, dar eu știam sigur că vreau să fac o ramură chirurgicală. Eu vroiam în plagă, așa cum se spune, adică da, să fiu de partea operatorilor. Chirurgia. Am simțit că acolo e adevărata medicină. Dar primul cadavru l-ați văzut și l-ați studiat la Suceava? Nu, acolo nu. Acolo erau numai pacienți. Cadavru la medicină, în sala de autopsie. Și nu ați avut oroare? Nu, nu. Autopsia nu v-a indus o depresie? Nu v-a indus o stare proastă? Autopsia? Nu, e... Sigur că la început, pe vremea când eram noi studenți, morga era un loc îngrozitor, n-aveau aer condiționat, era greu de suportat. Erau colegi care leșinau, colege care leșinau. Deci n-ați leșinat niciodată? Nu, n-am leșinat niciodată. Exersam operația de rinoplastie, corecția nasului. Și vorbim tot de anii 90, era un cadavru care cred că nu avea familie și... Când îl operam,
de exemplu, larvele ieșeau din, Doamne, ce oribil. Din plămâni și ieșeau pe nas. Și aceea pot să spun că a fost destul de surprinzător. Dar nici atunci, pentru că atunci nu ai decât un singur scop. Să înveți, să faci ceea ce ți-ai propus, să-ți atingi țelul, respectiv să faci tehnica și să vezi care este rezultatul, deci, și ce poți să schimbi. Ați obținut o aprobare când v-ați întors din Germania, facultatea a terminat-o în 88, copilul s-a născut în 89, exact. Fac eu cavalcada destinului Dana Gianu, exact. Ați avut noroc, a venit 89 la timp și ați exact. Atacat cu energie proaspătă o nișă din și cu intuiție, o nișă din medicina și din societatea românească. Chirurgia plastică. Și întoarsă din Germania, v-ați dus la morgă, exact. Și acolo puteați exersa diverse tehnici chirurgicale. Da, mi-aduc aminte că am fost solicitată să fac o reparație estetică unui decedat care era fiul al unui general de securitate și care s-a sinucis pușcându-se în gură, ceea ce a făcut să nu mai arate deloc bine. Și știu că atunci am reașezat trăsăturile. Aveți totuși nervii tari, doamnă doctor. Da. Știți cum se spune, no guts, no glory. Dacă nu avem nervii tari, nu putem să avem succes în asemenea meserii. Dar aș pleca tot de la copilăria mea. Eu mergeam cu bunicii mei la nunți, la botezuri, la mormântări. Eram mică, nu știu câți ani aveam, 5 poate, pentru că eram destul de mare să realizez. Am stat foarte aproape de un om care murise în sat. Și atunci a fost prima dată când am intrat într-un contact cu un om mort foarte de aproape. Și atunci am avut un șoc, după care n-am mai avut niciun șoc. Atunci când mă aflam în... Sigur că normal, dacă sunt rude sau cunoscuți, asta da. E altceva. Dar atunci, copil fiind, era un om vazi necunoscut și am avut șocul morții. Dar după aceea mi-am dat seama că toate acestea, nașterea, căsătoria, moartea, fac parte din același univers al nostru. Cumva am învățat de mică. Aș vrea să-mi dați un exemplu din biografia dumneavoastră, când ați simțit că lumina interioară, comutatorul e închis. Nu de tot. Dar da, au fost când am trecut prin episodul meu de viață la limită, clipe grele, de sănătate. La ce vârstă? Important. 40 și un pic de ani. Erați deja mama unui adolescent. Da. Și care brusc s-a îmbolnăvit. Da, de un diagnostic sever. Pe care vi l-ați pus singură? Mi l-au pus specialiștii care citesc în țesuturi. Mi s-a spus că poate fi o evoluție de câteva luni. Vi s-a spus în față că durata de supraviețuire, conform statisticilor, ar fi de maximum 6 luni? 6 luni, da. Cum de-ați reușit să contraziceți statisticile? Am avut noroc de chirurgi. Cine v-a operat? Profesorul Blidaru, împreună cu soțul meu. Sunt cazuri în care o terapie chirurgicală perfectă asigură și vindecarea. Și nici o celulă bolnavă n-a plecat mai departe în organism. Până acum. Au trecut deja toate perioadele, au trecut, nu? Au trecut. Și în acea clipă, Dana Gianu, care operase deja mii de pacienți, da. Cum a reacționat? Am spus, până acum a fost frumos, deci nu regret nimic. N-ați avut și o senzație teribilă că n-ați trăit destul? Nu. Nu? Aveați impresia că ați trăit destul? Că atât cât am trăit, am trăit frumos. Bineînțeles că subconștientul, acela animal din noi, care luptă pentru supraviețuire, el era speriat. Povestesc de o ființă din mine speriată. O ființă era rațională, în sensul că, ok, a fost frumos ce a fost până acum. Alta care, mă rog, medical vorbind, cura chirurgicală era suficientă, aproape suficient. Am avut și o decizie să mai aleg și alte cure, dar... Ați făcut? Chimioterapie? Nu. Ce nu, se mai fac? Nu. Radioterapie? Exact, nimic? Exact. N-ați făcut nimic decât din operația? Din fericire, am avut sfătuitori buni și am ales... Nu era cazul, doar, probabil. Nu era cazul, da. Și câte operații ați făcut? 2. Prima de, mă rog, de extirpare și apoi de revenire. Așa, deci s-a soțul întâmplat. E și omul care v-a salvat prin operația pe care Sigur, v-a făcut-o. Bineînțeles, așa este. În viață ne salvăm unii pe ceilalți. Și copilului i-ați spus? Da. El vedea că eu totuși mă și consumam. Adică aveam momente de disperare. Și atunci, sigur, plângi,
nu știi, ești confuz, ești... Așa încât știu panica prin care trec oamenii și înțeleg... În cele 6 luni ale vieții dumneavoastră puse sub semnul întrebării, în sensul că n-ați fost liniștită până când au trecut. Dar nu numai, după aceea, da? După aceea te gândești că oricând se poate întâmpla. Dar cele 6 luni le-ați trăit altfel decât tot restul vieții sau au fost 6 luni unde ați trăit absolut la fel? La fel. Da? La fel. Absolut, n-ați făcut tot ce n-ați făcut niciodată? Atât că am avut dialoguri cu mine însă și foarte multe dialoguri cu divinitatea. Ceea ce înainte nu avuseseră. Nu atât de intense. Oricum cred în Dumnezeu și cred în forța lui protectoare. El nu ne lasă în momentul în care îi solicit sprijinul foarte fierbinte. Am această convingere că nu ne lasă. Și toți din familie și mulți prieteni s-au rugat. Pentru dumneavoastră? Da, da. Au fost și niște întâlniri spirituale, discuții pe care le-am avut cu niște preoți. Dacă profesia mea este corectă din punct de vedere al religiei sau al faptului că vrei să transformi lucrarea divină. Și cei mai luminați dintre cei cu care am vorbit au spus că dacă este înspre bine, adică în lumină hristică... Ce e frumos, îi place și lui Dumnezeu. În lumină hristică. Dar știți că e bancul pe care Stella Popescu mi l-a spus la această masă cu o tipă care atâtea operații estetice și-a făcut încât până și Dumnezeu a spus, draga mea, iartă-mă, dar nu te-am recunoscut. Da, așa că ați pus sub semnul întrebării când v-ați îmbolnăvit până și propria meserie? Da, și atunci mi-am dat seama că această văicăreală, că îmbătrânim, că ce ne facem, cum o să stea țesuturile, cum o să stea pielea, cum o să stea toate, atunci am știut răspunsul la această întrebare. Și eu mă gândeam, o să pierd, știu și eu, trăsăturile, ce greu e să îmbătrânești, ce urât e să îmbătrânești. Dar când ești pusă în fața unei situații limită, îți dai seama că e foarte frumos să îmbătrânești și că ai șansa să îmbătrânești. Bine, pentru că foarte mulți nu au șansa la fel. Și sunt fericită pentru că eu pot să ajut oamenii să îmbătrânească într-un fel mai încet sau într-un fel mai frumos. Voiam să vă întreb, profitând că sunteți profesionist al medicinii, cu toată sinceritatea, spuneți-mi la ce procedură ați apelat dumneavoastră personal. Sunteți prima care îi destăinuie acest lucru. Am operație de augmentare mamară. După sarcină, sânii mei, care erau oricum mici, au fost și vorba lui Mazilu, involuat. Am sânii mici și duc o viață monotonă. Da, și unde ați plecat să vă faceți sânii? În Italia. Când ați introdus acele silicoane, ați simțit un corp străin în corpul dumneavoastră? Nu, a fost foarte bine tolerată. Doar atunci când faci exerciții cu mușchii pectorali, poți să simți o prezență ca un fel de perniță. Și la față ce v-ați făcut? La toxină botulinică, bineînțeles. În străinătate ați făcut-o? Nu, colegii mei. Dumneavoastră. Așa, acid hialuronic, pe la mai ridulețe, pe la mai dau un puțin volum la buze. Vă răspundeți cu da sau nu? Sunteți un om fericit? Da. Sunteți o femeie perfectă? Nu. Nu? Doamne ferește. Perfecțiunea înseamnă moarte, asta spun japonezii. În cultura japoneză nimic nu este perfect. Toate templele, totul, grădinile sunt imperfecte, deoarece perfecțiunea înseamnă sfârșitul poveștii moarte. Când te uiți și totuși la ele, nu perfect. Sunt. Deci, totdeauna iată, lasă un loc de imperfecțiune, da? Și ei o lasă în mod conștient, deliberat. Da, eu da, da. Am har Domnului destule. Da, da. Doamnă doctor, să privim lucrurile la rece. Oricât v-ar antipatiza cineva, oricât, să zicem, nu s-ar lăsa pe mâna dumneavoastră, deși Valeriu Popescu, medicul din Hamburg, mi-a spus că sunteți un chirurg excepțional, oricât, deci, cineva respinge ecuația de destin Dana Jianu, nu poate să nu recunoască faptul că sunteți un om care, repet, a construit și că dacă în medicina românească ar fi fost mai multe destine de tipul dumneavoastră, poate lucrurile ar fi arătat mult mai bine. Nouă ne place foarte mult disciplina, ne plac principiile. Am fi vrut un sistem în România așa cum sunt în Franța, Germania, Elveția. Aș fi sperat ca politica noastră să sprijine
mai mult mediul privat de sănătate. Adică vă simțiți un pic lăsați de izbeliște. Păi nu puteți să fiți și privați și cu banii și cu afacerea și să vă sprijine și statul. Trebuie să vă asumați propria independență. Da, dar nu este chiar așa, pentru că atunci când plătești impozite și taxe, totuși și statul ar avea posibilitatea și datoria să nu spună bețe în roate și să te lase să te dezvolți. Ce ați modifica esențial în sistem ca el să funcționeze mai bine? Aș încerca să găsesc o soluție să păstrez românii în România. Vă referiți la doctor, medici? Da. Da? Și de cadre medicale, asistente. Deci, practic, noi nu mai avem cu cine să muncim. Simțiți asta? Enorm. Este o presiune îngrozitoare să nu poți să angajezi asistente medicale, de exemplu, pentru că nu se găsesc sunt greu. Bine, am asistat și la următoarea scenă în care i s-a oferit același salariu ca în Italia și replica persoanei a fost: dar mie îmi place în Italia. Adică da. Până la urmă, sigur, nu e totul, să nu ne amăgim că salariul să fie ca în Occident. Nu. Trebuie să fie și climatul. Recunoașterea la noi în România, suferim de faptul că meritele doctorilor într-un spital de stat, de exemplu, nu sunt recunoscute. Poate nu poți să avansezi, poate nu poți să ai pacienții tăi. Din păcate, foarte mulți din cei care au deținut funcții importante nu au lăsat pe ceilalți să se dezvolte, pe medicii mai tineri. Cum poți să nu lași pe cineva să se dezvolte? De exemplu, promovarea pe alte merite decât meritele profesionale. Și asta doare foarte tare. Tinerii sunt demotivați. Cred că valoarea ar trebui să fie principiul hotărător. Nu, deci nu numele. Ați văzut cu proprii ochi și nu în timpuri imemoriale, ci în ultimii ani, că nu valoarea e criteriul de promovare în medicina românească. Absolut. Ba din contra, valoarea este un obstacol. Nu poți să poate. Suferi din cauza asta. Să suferi că ești bun. Eu, de exemplu, atunci când am plecat în Germania pentru a face stagiul la clinica din Hamburg, pe lângă domnul doctor Valeriu Popescu, mi s-a spus că s-ar putea să nu mai îmi găsesc postul, dar postul meu a fost prin concurs, deci nu avea cum să dispară. Dar trebuie să iau concediu fără plată, pentru că s-au pus toate piedicile posibile. Au înnebunit posibile. Când au văzut că vreți să plecați să învățați. Exact. Am spus că până la urmă eu plec, oricum, plec să învăț. Și ați învățat cam cât la sută, să zicem, cuantificând, din tot ce avea să fie măestrie chirurgicală? Cred că în proporție de 70-80%. Dumneavoastră, urmașa lui Ștefan cel Mare, a simțit la un moment dat că nu mai rezistă și că e gata să-și facă bagajele pentru Noua Zeelandă, să zicem? Mă simt bine în țara mea, simt foarte bine în România, dar da, au fost momente imediat după mineriadă, când ne-a dezamăgit, ne-am pus foarte multe speranțe și așteptări în Revoluție. Vedeam o cu totul altă Românie, dezvoltată mult mai rapid și pe baze mult mai curate. Și am hotărât, așa cum tinerii o fac de multe ori, să plecăm. Să plecăm într-o țară civilizată, într-o țară în care poți să ai parte de normalitate, de un sistem bine pus la punct. Și ne-am gândit să plecăm în Noua Zeelandă. De ce? Departe, dar știam că e o țară foarte... Ați fost până la urmă? Nu, n-am ajuns în Noua Zeelandă nici până acum. O să vă amintească de Bucovina. Un paradis terestru. Da. Apropo de faptul că ați fost întreprinzător în România postcomunistă, ați dat șpagă vreodată? De foarte multe ori. Da? De cele mai multe ori. Ce rău îmi pare. Da. Și dumneavoastră. Da, dar nu se putea supraviețui și nu știu dacă și acum se poate supraviețui. Credeți că ar putea să vă ofere destinul sau propria viață sau propriul temperament sau propria inimă să vă ofere un accident de traseu ca să vă facă să renunțați la tot ce ați construit până acum? Da, e foarte posibil. Există teoria incertitudinii. Nu putem fi siguri de ce ne va rezerva ziua de mâine. Să ne imaginăm că în viața unui chirurg ar putea interveni o dizabilitate care să nu-ți mai permită să faci cu mâinile ceea ce... Mâinile noastre sunt foarte importante. Da. Ceea ce făceai. Și atunci, ce aș face? Aș face, poate, televiziune. Ce v-ar plăcea să faceți? Să stau de vorbă cu oamenii. Să stau de vorbă cu oamenii și să cred ce faceți dumneavoastră. Doamne, doctor, vă rezerv un studio săptămâna viitoare. E foarte greu, pare ușor. Vă aveți în față. Ce ați întreba? Ce aș schimba
la toată povestea, ce aș schimba? În traseu sau în dumneavoastră? Aș schimba în concepția că viața nu înseamnă numai profesie. Și aș vrea să am mai mulți copii, nu numai unul singur. E greu, e foarte greu și admir foarte mult chirurgițele care au copii mai mulți pentru că au știut să se împartă, să aibă și familie mai mare și să aibă și pacienți sau carieră. Și aș înțelege că mai multul timp dedicat copilului este tot atât de important și trebuie să fie pus pe un taler egal cu talerul profesiei. Mie? Pe copil, cum îl cheamă? Călin. Călin. Mai pe românește spus, clinica a tras mai greu decât Călin. Și faptul că eram împreună cu soțul meu acolo, nopți cu gărzile și apoi zilele, pentru că noi munceam 24 de ore, practic, chiar mai mult decât 24. Da. Intram dimineața, făceam de gardă și plecam la prânz pe evoluția. Ce-a studiat băiatul? Dreptul. Dacă ar fi să vă rog să-mi dați sfatul era să zic al vieții, sfatul verii, doamnă doctor, care ar fi acela? Vara nu este propice pentru intervențiile chirurgicale, ca să ajung în registrul meu. Vara înseamnă lumină, mișcare, o alimentație mai sănătoasă, bogată în fructe și legume și da? Trebuie să căpătăm lumină din belșug, să ne refacem rezervele de vitamina D. Da? Atât de la modă astăzi. Da, trebuie să petrecem ceva timp în natură, pentru că dacă stăm în birou, chiar dacă e vară, tot nu ne expunem la razele de soare atât de benefice, dar dacă razele de soare sunt prea multe și ne expunem prea mult la plajă, atunci poate să fie periculos. De asemenea, să ne gândim la noi. Să ne mai gândim și la noi. Să ne gândim la noi. Cu bunăvoință, nu neapărat să ne comparăm, pentru că știți, plaja, vedem foarte multe cazuri care vin toamna, da? Pentru retușuri. Pentru că multă lume a putut acumula frustrări. Automat, deci toamna e un anotimp bun pentru chirurgii estetice. Absolut. Deci sfatul verii ar fi? Sfatul verii ar fi bucurați-vă de viață. Din plin.